Mini-cartierul de blocuri Anele de pe strada depoului arată deplorabil. Pubelele de gunoi se umplu rapid, iar excesul de resturi menajere este împrăștiat de vânt și de câini pe alei și pe spațiile verzi. Chiar și într-o dimineață rece de primăvară, mirosul este greu de suportat. Această zonă se află chiar la intrarea în Bacău dinspre Suceava, pe calea ferată. Cu alte cuvinte, este prima imagine pe care o văd cei care tranzitează orașul, iar priveliștea le lasă, fără îndoială, o impresie de neuitat. Blocurile de aici arată încă bine, au culori vii, geamuri și balcoane îngrijite. Locatarii încearcă să păstreze curățenia, dar sunt neputincioși în fața gunoiului împrăștiat pe o suprafață mare. Cine ar putea găsi o scuză administrației spunând că nu a ajuns încă la periferie cu operațiunea curățenia de primăvară, poate face o plimbare prin centru. Nu vorbim despre arterele principale cosmetizate an de an. În spatele blocurilor sunt alei neasfaltate de ani de zile, platforme de gunoi mizerabile, mocirlă. În urmă cu câteva săptămâni, Trustul Media Deșteptarea a semnalat situația deplorabilă în care a ajuns zona din spatele blocurilor de pe străzile Mărășești și Luminii. Autoritățile nu au mișcat încă niciun deget pentru a remedia. Vă place cum arată această zonă din centrul orașului? Nu-mi place deloc, nu-mi place cum arată și intrarea asta pe aici, care ar putea de fapt o turcu, o să trebuie să toarnă o leacă de asfalt aici. Uite, exact în spate, deci fost acoperație, uite, ce găuri pe aici. Dar plus strada aia pe acolo, care ieși de aici, de la Bistrița, de aici, până la Casa de Cultură, acolo. Tot așa e? Tot așa e, așa e. Da. Și e normal să arate așa în mijlocul orașului? Eu aștept să ajung până atunci, la aproape 80 de ani, cât am să ajung și eu să votez un primar cum trebuie aici. Pe cine credeți că ar trebui să facă? Primărie. Și? Aveți speranțe că se face, măcar acum, înainte eu de alege? Eu știu. Ce v-ați dori să se facă aici? Pun asfalt. Altceva n-are ce-i face. E tasată, e aranjată. Uite, vine mașina de gunoi. Cine ca asta e mașină grea. Rupe unii, ajunge. Unele alei nici nu mai seamănă cu ce au fost odată, ci cu un maidan. Nu este o alei, este un loc intrabilat, nu... Se circulă pe ea. Se circulă, da. E în centrul orașului, vă place? Așa e după blocuri.